Hei, salutare dragilor și bine v-am regăsit! Astăzi o să facem instalațiile luminoase din curte. Sunt aici cu Eri, care o să-mi dea o mână de ajutor. Și cu Ania. Bună, Ania! Ania, nu, mă dați seama că nu știe ea. Ea se joacă mai mult. Eu te-am scos deja cutiile, câte am una, două, trei, patru cutii. Da. Avem o groază de instalații pe care le-am tot adunat în... Ce e ăla de nolofen acolo? În timpul anilor. Am mai și cumpărat. E gol? Și... Nu-l desface. Și... Deci nu știu ce să punem astăzi, cum să le montăm. Avem și niște cabluri. Și nici nu știu cum să le punem pe aici, prin curte. O să le punem și noi așa cum ne vin la mână. Ce să mai... Hai să vedem ce avem. Hai să le dăm un pic mai spate. Dă-le un pic mai spate. Avem un furtun roșu. Păi creștele la care ți-am zis. Da, nu merge să tai. Uite, mai avem aici iar o instalație. Care e rupă. Ia să vedem ce mai avem aici. Ăsta, furtunul ăsta. Ce mai avem? Ia uite, astea avem astea, care le-am avut anul trecut la... Stag Românie! Ia uite, Stag Românie! Așa o dată. Bun. Am avut asta nu este de afară, asta nu o să da. Da. Ăla da. Ăsta da. Ăsta da. Legam de drum bulină. Da. Ăsta nu, asta e de casă, nu? Ăsta sunt aici, aici face. Poți nu mai deschid când o faci bulină? Scoate-le afară să le vedem. Uitați, nu le încă, uitați. Doar scoate-le afară. Stai, albele. Ne probăm imediat. Sunt încurcate, uite. Dar nu trage așa de ele, nu, ai răbdare. Stai, că am găsit ceva. Da. Rog eu să ai răbdare și nu le mai arunca jos așa de beton, se pot sparge. Da? Urcați și asta. Da. Deci asta nu e de afară. Ia, asta. Nu e mai urcat rog. Nu știu cum pus. Hai mai scot de aici. Ei, nu trage de ele. Lasă că ăla e foarte greu. Lasă-l acolo pe ăla. Lasă-l foarte greu. Ia uitați. Vedeți? Băi, dar ce enervant e ăsta. Băi, aici, uite-te și tu cum se vede. Ia uitați și ăsta. Ia uitați! Ia uitați! Ia uitați! Avea și ăsta. Alea erau de sus de... De pe bani. Și aici nu mai sunt, aici sunt niște prelungitoare. Am văzut ăsta. Ăsta și ăsta. Ok. Cam astea ar fi. Ce asta se pun pe sus, uite așa se face. Thank you.
și aici, n-am mai filmat, n-am mai lăsat nici timelapse, din cauza că plouă, acolo avem și afumătoarea. Încercăm să terminăm așa pe ploaie, că n-avem ce face, ne încurcă ploaia asta acum. Ne-a prins seara și ploaia. Ia uite că vecinii noștri deja au dat drumul acum la luminițe. Ei, bravo lor, tot mai vrenici. Am reușit să pun și-o prin copaci, am reușit să pun și-o prin tuia. Acum sunt cu tot felul de fire de-astea electrice. Uite, acolo bag în priză, nu se mai vede. Aprindem aici un pic blițul. Ia uite ce am de băgat în priză. Am pus acolo și temporizatoarele. Și o să facem și noi mai târziu o probă cu ce am reușit să montăm. Și vedem dacă luminează, nu luminează și ce o mai fi. Iată că vecinii noștri deja au dat drumul la luminițe astăzi. E foarte frumos la ei. E, bravo, mă, Alex. Ce să mai gata, mai surprins. La noi e încă liniște, uite ce turelic e aici.